Organizațiile necomerciale vor putea presta servicii cu plată concurenților electorali. Hotărârea a fost luată de Curtea Constituțională în baza sesizării depuse de deputatul PAS Sergiu Litvinenko. Parlamentarul a solicitat verificarea constituționalității unor prevederi din legea cu privire la ONG-uri, prin care acestor organizații le era interzisă prestarea serviciilor în campania electorală. Potrivit înaltei curți, atât organizațiile necomerciale cât și cele comerciale pot desfășura activități economice. Curtea a menționat că interdicția stabilită prin lege este nemotivată. De asemenea, organizațiile necomerciale pot presta servicii cu titlu oneros pentru potențialii concurenți electorali în afara campaniei electorale. Curtea a emis și o adresă Parlamentului pentru a opera modificări la legea privind organizațiile necomerciale. Documentul a fost votat de legislativ la mijlocul lunii iunie și a fost criticat atât de opoziție cât și de putere.